Ne aflăm la Centrul Cultural Reduta, unde se organizează concursul național de breakdance de la Fame la Paine. Haideți să vedem ce putem afla de la concurenți. De când faci breakdance? Dansez de 16 ani, sunt din Arad și fac asta pentru că îmi place. Ok, ce te-a făcut să te apuci de asta? A început ca o joacă de copii, adică ne prăsteam pe la 10 ani și mai târziu a devenit viața mea, adică e tot ce contează, cel mai mult. Ce părere ai despre concurs? O să fie foarte marfă, o să fie mișto, s-a adunat și lume, a venit cam din toată țara aproximativ și eu sunt sigur că o să fie un nivel foarte mișto. Ce mesaj ai pentru cei care n-au văzut un concurs live de breakdance până acum? Pentru cei care n-au văzut un concurs live, le recomand să ia parte la unul. Este o senzație unică, pot să zic. E tare. Ce te-a făcut să te apuci de breakdance? Am văzut un film când eram mai mic și mi-a plăcut. Ok. Asta m-a făcut să mă apuc. Ce părere ai despre concurs până acum? E super. Am întâlnit persoane super, mișcările și tot, muzică, de la cel mai mic până la cel mai mare, detaliu, e super fain. Despre concurenți, ce ne poți zice? Sunt foarte bun, majoritatea sunt mai mult decât foarte bun. Se vede că au mulți ani în spate, au muncit foarte mult pentru această performanță. De cât timp faci breakdance? Fac breakdance de 16 ani și deși nu pare am 30 de ani. Super tare! Ce te-a făcut să te apuci de breakdance? Ce m-a făcut să mă apuc de breakdance? Cred că m-a făcut să mă apuc de breakdance tot stilul de viață. La modul, mi se pare super interesant să combin toate celelalte elemente într-un ritm de hip și hop. Asta înseamnă că hip-hop, știi, trebuie să te miști și să fii activ, asta înseamnă hip-hop, de asta și la breaking, cumva, ești activ, ești creativ. Ce părere ai de concurenți până acum? Nu știu, încă n-am văzut lista de înscriși, cred că o să fie o concurență destul de faină, adică sunt crew-uri destul de mișto, am văzut că e și Piciu de la DLT, suntem noi, Frequency, nu știu, să vedem. Ok, ce mesaj ai pentru cei care n-au venit până acum la un concurs live de breakdance? Ce mesaj am pentru cei care n-au venit până acum la un concurs de breakdance, să-l vadă live? Veniți pe 1-2 aprilie în București, ăsta este posterul, se numește Breaking Battle. O să fie două zile de party și super, super event. O să fie battle de copii. Practic o să vedem care este cel mai bun copil de sub 15 ani din România. O să vedem cei mai buni 3 copii, trupă de sub 18 ani și va fi un concurs internațional de 2-2, unde juriul va fi internațional. Îl avem pe Thriller, care e din Bulgaria, pe Titris, care e din Belgia și Bolo din Frequency, cunoscut finalist de la România au talent. No. Ce te-a făcut să te apuci de breakdance? Nu știu, eu zic că e un click care like când vezi pe cineva, când faci o mișcare dinamică sau ceva care ție pur și simplu îți place și se potrivește. Și atunci ai un click și te apuci. Ce părere ai despre concurenții de până acum? Foarte buni. Chiar și cei care au venit din spate mai tineri au început să prindă bazele și se mișcă foarte bine.